Salutare, guys, și bine ați venit la nou episod. Suntem acum pe serverul Cronus România. Deja de o perioadă lungă de timp ne-am mutat aici și vă aștept și pe voi, după cum se spune. Suntem ca medici, doctori rezidenți. Am luat up destul de bine acum, am avut niște schimbări, dar na, se apreciază. Oricum, de săptămâna viitoare și de acum, cred că până la anul, tot așa o să fie un pic mai ciudat, pentru că, na, muncă, vă dați seama că o să fie mult, na, la treburi de genul. Și o să vedem cum o să putem face. De-aia m-am ales să fac episoade în loc de, până exemplu, live-uri sau așa mai departe, o să țin în locul de episoadele. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe, știți bine că mă ajută mult și pe mine și să ajungem cât mai sus. Oricum, cred că ăsta e al 4-lea sau al 5-lea episod care îl fac, pe care îl fac, pentru că dimineața cu Starone eu am stat, pe motiv de aruncanță de ghet, da? Din cauza gradelor plătite, că na, asta e, de admin și de bombarderii din toți bagus. Nu toți, adică nu mă interesează dacă se uită toată lumea, asta e. Și s-a lăsat cu cel, la aruganțe, mă rog. Bă, ce zic, atâta cât ai făcut pentru mine, nu-i problemă că o să stai și tu mai mult acolo înapoi. Așa că, nu știu, acum... Am filmat foarte multe faze în episoadele recente. O să le pun pe TikTok, așa că nu uitați să te vă duce și pe TikTok. O să refac descrierea. Vreau să-mi acord o zi pentru a reface alerturile, pentru a reface toate celelalte, pentru că nu l-am neglijat, dar numai nu am știut să rezolv și nici nu știu până nu îmi dau un pic de seamă. Și atunci, un exemplu, da, o zi normală pe Cronos. Da, ok. Ce te scarpi numai la ochi? Ma, am înțeles. Da, cum a scos arma aici? Da, a început să-mi puste. Da, am scos cu dat cu arma. Da, că țin ăsta pregătit. Chemați poliția să faceți un bun. Dacă chiar... Ce poliție? Ia hai înapoi în genunchi. A, băi, perfect. Perfect. Bă, calmați-vă. A, bravo, bate-ți-l, ce bate-ți-l. Face? Mă rog, what the fuck? Arma, nu vezi? Hap. Serii. Dă-i. Pif! Nu-ți scoți arma aici. Știi el, e serii. Ma, ce-o păzi fraierul ăsta? Bro, bă, ca care m-a cuțit în el. N-am unde mai baga aia, sigur. Hai să vedem ce face când ne revine. Păzi la serii, bă. Știu, mă, de-aia te ajut. Du-te, dă-i una. Eu nu-l ajut pe ăla. Bă. Ia dă-te jos, că ai fugit. Ia hai, ia dă-te jos. Uu, ce l-a aranjat pe ăsta, mă? Stai să vă... Vrei să ți-l ajut sau? Bă, cum? What the fuck, cu aia? Trage, de ce? Bă, nu vedeți, domnul, că trage în orice persoană? Doamne, ferească-mă, Dumnezeu! Am cum chiar spunea. Da. Bun, vezi că băiatul ăla scoate cuțitul și bagă în mine, în continuă bagă. Ai filmare? N-am filmare. Ia uite-te locuri. Domnul? Ai. Aveam eu filmare. Am pot să dai glunț. Aaa. Stai bă, să deschid. Zi-o, domnul paramedic. Domnul medic, da, zi. Este normal să se ia așa la bătaie. Da, e, nu, no, depinde. Cu arme și... Depinde, deci ce a fost, n-am fost înainte aici. Chemați poliția înainte. Ce se va descurca, papa. Bine, domnule, bine. Hai, Filip. No. Asta e o zi normală, dar e ok, îmi place. Cum am și zis și mă repet, băi, un server, cât de unde poți să mai faci caterincă, mai poți să te enervezi, poți să faci de toate.
Eu nu pot să cred că păsările cu ăla cu metri, chiar... Efectiv. Bă, dar pe ăla chiar îl ia boss. Unde l-am? O dat disconnect ăla, cred că. Stai, mă, că nu-i what the fuck. A, bă, că nu mai postează acolo, what the fuck. Ce bine că pe noi nu poate mă, bă, du-te mă, dracu. Dă-i cu piciorul mine. Păi, și vezi că stai cu mașina pe el. Am înțeles. N-ai mă, cu cine bagă cuțitul ăla în plată. N-o că îi dau urmă. Dar cum apucă mă să-ți dai cuțit? Ah, trebuie să încarci. Ok. A, bă, mașină. A, cu aia închide gura aia. Doamne. A, mașina de asta a condus aia de dimineața asta se duce prin oraș cu pomie, ești nebun. Da, și la asta mă refer că... Am așteptat cele 200 de minute, asta e. Cred că am făcut 3-4 raporte numai pe ăla din serie. Da, l-am ajutat că era din serie, știi? Să-mi trag una, că nu o fac chiar pe amuzantă schema. Hai că mai merg înapoi să mai vedem bătură. De capul meu. A, n-are nimic. Da, că după Cronos. Încearcă. Dai cu slash mică, ești youtuber. Dai cu slash mică, ești youtuber, că na. Dacă se ceartă deja. Hai că vă place cearta la fiecare în parte. Mercedes. Îl văd și eu. A. Nici okay, nu sunt mie de mașină pe aici. A, am înțeles, nu se bată. Încă. Acum e de că vreau să întorc. Bă, o bună, tu nu. Unde? Stai pe mă lume. Păi acolo, eu e... Iala. Ehe, o vrut el s-o fure. Și am fost atent acolo și n-am luat ăsta, n-am, fine. Da, zi. Vă mulțumesc cum ajungi. Fii sănătos. Da, te ajut cu ceva? Am. Du-te în spate. Fii youtuber. Pe cu să le șpimul, ca să nu te sancționeze copiii din care și-au cumpărat gradele de staff. Nu? Și-a pe altul doar fix în pulă. Vezi ce bine să nu fii youtuber. Să nu postez zilnic, să nu te zăpte doar undeva până la urmă, că cam ăsta e adevărul. Să nu trebuiască să fii nevoit să dai cu sele și miuri tot timpul, că na, se vede pe videoclip și mamă, că s-a văzut că ai făcut pe el sau așa mai departe, știi? Da, mă. Nene. Hai că... Băga mea și pula. Mă scuzați de limbaj. Oricum videoclipele mele sunt plus 18 pentru că ne obligă CNA-ul și toată lumea. Așa că... Da, în fine, nu uitați că pe acolo pe TikTok o să punem videoclipuri, pot să încep să schimb mai multe chestii, că nu o să am un pic de timp, încep să încep să lucrez mai mult. Lucrez. Vreau să-mi dau seama. Și... De unde... Taci un pic, că mă gândesc la ceva. De-aia nici nu vorbesc, că mă gândesc la ceva. Și... Nu prea pot să-mi dau seama de unele chestii. Face OBS-ul ăsta prea multe setări, mie mi se începe să mi se vadă în lag, să-mi dea într-o frame-uri. Nu fac update-urile lor, dar... Nu știu, e foarte ciudat și... Deja mă cam depășește update-urile astea pe care le fac, știi, și modificările astea, efectiv, și pentru thumbnail și pentru tot, deja e ceva neobișnuit ce observ, și din câte observ,
merge un pic mai prost față de cum am mers înainte și cred că o să mă mut de pe OBS pe cel la OBS Studio. Nu, Streamlabs. Da, cred că Streamlabs se numește. Cum l-am avut mai de mult, pentru că am văzut pe foarte mulți streameri care folosesc, dar și acolo de calitate un pic mai scăzută față de anii trecuți. Știți bine că tot timpul am încercat să fac setări cât mai bune, să vadă cât mai bine. Nu m-a plăcut să vadă în purii sau așa mai departe, bine, exceptând faptul că am acceptat că făceam live pe mai multe platforme sau așa mai departe atunci. Da, eu scădeam bitrate-ul, dar așa de unul singur, normal, n-ar trebui să aibă nicio treabă. Deja începe efectiv cu drop frame, cu chestii de astea și nu prea îmi place. Bă, nu mai ținem videoclipul. Nu prea s-a văzut foarte multe, mai mult am vrut să povestesc cu voi. Când poate mai spre seară va fi un pic mai nebuneală, ținând cum că n-a ieșit duminică, să vede oricum data când am filmat. Și apoi altceva n-aș avea ce să mai zic, numai decât v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe. Dacă aveți vreo soluție la OBS sau așa mai departe, spuneți-o și mie că na, mă cam interesează. Și cam atât. Așa că v-am pupat, ne vedem pe data viitoare și vă aștept pe server, nu uitați. E poate facțiunea de medici, de ce nu?